Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit! Sunt Monica Tăma și vă invit să urmăriți știrile Clar TV Muștel. Iată care sunt titlurile ediției de astăzi. Se extinde rețeaua de canalizare în Valea Mare Pravăț. Biserica Șubești din Câmpul Lung a îmbrăcat haine de sărbătoare. Meci de retragere al unei generații de basketbaliști la Colegiul Național din Nicu Golescu. Au demarat lucrările la extinderea rețelei de canalizare în comuna Valea Mare Pravăț. Fondurile necesare au fost obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini și de această utilitate vor beneficia cetățenii din satele Bilcești, Șelari și Nămăiești. 10 km de rețea de canalizare vor fi executați în acest an în comuna Valea Mare Pravăț. Este vorba despre extinderea rețelei existente cu bani obținuți prin Programul Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini. De această utilitate vor beneficia cetățenii din satele Bilcești, Șelari, Nămăiești și cei care locuiesc pe strada Calea Pietroasă. Această lucrare a fost finanțată prin programul Anghel Salini. Este o lucrare amplă de 10 km. Am obținut de la Anghel Salini o sumă de 146 miliarde vechi. În decembrie am terminat licitația după vreo 2 ani jumate de muncă, în care am tot depus documente și tot ce a trebuit către minister. Și am început de aproximativ 2 luni această lucrare, am executat peste 2 km și mergem în continuare să terminăm cei 10. Cei 10 km, unde mai precis veți introduce această rețea de canale? Veți face această extindere? Această extindere va pleca din Calea Pietroasă, unde se va înțepa în conducta deja existentă. Se va duce până în satul Bilcești, până la ultima casă din satul Bilcești, satul Șelarii, în Nămăiești, unde am avut, avem rețea de canalizare existentă, dar mai aveam vreo 700-800 de metri neexecutată, Mata, cam în 80% din comună. Cam 80% veți realiza după ce această lucrare va fi finalizată. Așa este, după ce va fi finalizată, cam 80%, să zicem, din comună va avea rețea de canalizare. Cetățenii se racordează, cum stăm în această privință? Sigur că da, cetățenii se racordează, cetățenii chiar ne-au cerut de foarte multe ori acest lucru, doar că era imposibil să o realizăm prin bugetul local, fiind o lucrare atât de amplă. Lucrările la extinderea rețelei de canalizare se află în graficul stabilit după eliberarea certificatului de execuție a lucrării și licitația acesteia. Cu acești 10 km de rețea se acoperă 80% din suprafața comunei. S-a predat amplasamentul pentru execuția lucrării de extindere a rețelei de apă și canalizare în satul Pojorâta din comuna Lerești. Urmează să demareze lucrările la acest obiectiv, atât de așteptat de comunitatea din această zonă. În paralel, se va merge și cu extinderea rețelei de gaze, care va deservi și pensiunile din partea de nord a localității. Veste bună pentru cetățenii satului Pojorâta din comuna Lerești. A fost predat amplasamentul și în această săptămână vor demara lucrările la extinderea rețelei de apă și canalizare. Fondurile necesare au fost obținute prin Programul Național de Dezvoltare Locală Anghel Salini și este singurul sat din comună care nu beneficia de această utilitate. Tot pentru această zonă s-au obținut fondurile necesare pentru extinderea rețelei de gaze, care va ajunge la pensiunile din partea de nord a localității. Săptămâna aceasta a fost predat amplasamentul pentru obiectivul de lucrări extindere rețea de apă canalizare în satul Pojorâta. Este vorba despre primul proiect prin Anghel Salini, care a fost semnat din România, care a fost semnat de comuna Lerești. În urma licitației a fost desemnat un câștigătorul, este din Pitești. Avem autorizația de construire dată, toate documentele întocmite, am predat amplasamentul, urmează ca probabil săptămâna viitoare să înceapă lucrările și la această investiție de apă și canalizare în Pojorâta. Și tot în Pojorâta suntem cu proiectul la faza de obținere a avizelor pentru extinderea rețelei de gaze în satul Pojorâta, care va merge această rețea până la pensiunile de sub barajul Rușor, din colonie, acolo unde de fapt o să fie și extinderea rețelei de apă și canalizare. Nici proiectul de amenajare al drumului de centură, care ocolește satul Pojorâta, nu a fost abandonat.
Acesta se află în faza de studiu de fezabilitate și obținerea vizelor necesare, urmând să se caute sursele de finanțare pentru execuția acestui obiectiv. În fiecare an, la data de 21 mai, creștinii ortodoxi îi sărbătoresc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena. Biserica Șubești a îmbrăcat haine de sărbătoare. Părintele paroh, protopopul de Muștel, Petre Moșoianu, a oficiat slujba privegherii și Sfânta Liturghie, împreună cu un sobor de preoți. An de an, la data de 21 mai, creștinii ortodoxi îi prăznuiesc pe Sfinții Împărați Constantin și Elena, o importantă sărbătoare a creștinătății. La Biserica Șubești, enoriașii și nu numai au venit în număr mare pentru a lua parte la slujba de cinstire a Sfinților Împărați în locașul de cult închinat lor. Slujba privegherii a fost oficiată de un sobor de preoți, împreună cu preotul paroh și protopopul de Muștel, Petre Moșoianu. Pomenirea Binecredinciosului Împărat Constantin, ca niște miri de mult prețat, s-a răsărit, căci de Hristos dorim peridul adevăimat pentru aceasta după vrednicie împreună cu tine. Cântăm lui Dumnezeu, aleluia! Rândul te-ai stăduit, Sfinte Împărate Constantin, să rânduiești creștinism bun în tot interiul tău, precum și în toată lumea, drept aceea multe și drepte hotărâri luat, pentru a aduce la bun sfârșit acest act creștinesc, precum și de a curăți diferitele erezuri, ce odată cu creștinismul întemeiat a păsărit, ca neghinele în hold a dreptii credințe, pentru aceea împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu, cu dragoste, aleluia! Credincioșii au luat parte și la Sfânta Liturghie, iar despre însemnătatea acestei sărbători creștine a vorbit părintele Sebastian Arsulescu. Ca împărat, Sfântul Constantin cel Mare a dat o lege care se numește Edict, Edictul de la Milan, prin care ce a făcut? Nu a instituit creștinismul ca religie de stat, și împăratul Constantin cel Mare a recunoscut ceea ce deja se practica, fiindcă imediat după înălțarea la cer a Mântuitorului Iisus Hristos și propovăduirea Sfinților Apostoli, creștinii, neavând această libertate de manifestare a religiei, a cultului lor, se adunau, după cum știm, prin catacombe, adică prin anumite peșteri sau subterane ale anumitor clădiri și acolo se rugau, acolo se vrășau în ascuns și în taină Sfânta Liturghie de frica prigonitorilor. De asemenea, un lucru foarte important este faptul că împăratul Constantin cel Mare a declarat ca zi de odihnă și zi de sărbătoare în întreg Imperiul Roman ziua Duminicii, ziua întâia săptămânii, după calendar iudaic. Sfinților Împărați Constantin și Elena, după Dumnezeu și Maica Domnului, voi sunteți nădejdea noastră și folositorii noștri, voi ne sunteți nouă bucurie în vremea necazului, voi ne ocrotiți în nevoi și ne ajutați. Voi Sfintelor Mănăstiri și Biserici le sunteți păzitori, pentru aceasta cădem înaintea voastră, cu lacrimi rugându-vă să nu încetați să vă rugați pentru noi, să ne ajutați nouă neputincioșilor, ci să mijlociți către Dumnezeu și la Preacuratului Maică și Pururea Fecioara Maria, ca și pe noi să ne păzească fără de prihană și pe toți să ne întărească în credință, în dragoste și în nădejde până la sfârșitul vieții noastre. În această zi plină de încărcătură spirituală, credincioșii au ascultat Sfânta Liturghie și au împărțit daruri. Biserica Șubești, pe lângă hramul Sfinților Împărați Constantin și Elena, are și hramul Sfântului Spiridon. Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic, împreună cu o delegație din Argeș, s-a aflat pentru câteva zile pe meleagurile Moldovei. Ierarhul și-a vizitat din nou locurile natale și mănăstirile unde a copilărit. Cu această ocazie și-a lansat volumul Bucuria de a trăi, în trei locații diferite. Seminarul teologic Beniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, Colegiul Național Ștefan cel Mare din orașul Târgul Neamț și Școala Gimnazială din Comuna Nemțeană, Bălțătești.
Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic și-a lansat o nouă carte intitulată Bucuria de a trăi. Ediția, îngrijită de scriitorul nemțean Adrian Alui Gheorghe, cuprinde diferite apofteme și silogisme culese din vasta opera chiriarhului eparhiei, Argeșului și Mușcelului. Cartea a fost lansată în trei locații diferite: Seminarul teologic Veniamin Costachi de la Mănăstirea Neamț, la Colegiul Național Ștefan cel Mare din orașul Târgu Neamț, precum și la școala gimnazială din comuna nemțeană Bălțătești. Ierarhul argeșean a fost întâmpinat cu mare bucurie de dascăli și elevii din cadrul Seminarului teologic Veniamin Costachi. Evenimentul s-a desfășurat în sala de festivități Mihai Eminescu, unde cei prezenți au primit gratuit noua apariție editorială. Cu această ocazie, chiriarhul a primit în dar o icoană din partea instituției de învățământ, precum și o plachetă omagială oferită cu puțin înainte de aniversarea vârstei de 80 de ani. Motive binecuvântate, am înțeles, au stat la baza absenței astăzi a înalt preasfințitului părinte Teofan sau a preasfințitului Nechifor. Și atunci, e sigur, am avut eu bucuria aceasta de a veni aici și de a transmite cele mai frumoase urări, în primul rând de sănătate din partea înalt preasfințitului, pentru că, iată, înalt preasfințitul Calinic a depășit prima treaptă biblică de 70 de ani și a apucat-o pe cea de-a doua. Și, desigur, aceasta e binecuvântarea lui Dumnezeu, dar mai este una în al preasfinția voastră, aceea la 120 de ani. Pentru că unde vrea Dumnezeu se biruiește rânduiala firii. La acest eveniment deosebit a fost prezent părintele lector universitar dr. Mihai Vizitiu, cadru didactic al Facultății de Teologie din Iași, dar și al Seminarului Teologic de la Mănăstirea Neamț. În calitate de delegat al înalt preasfințitului părinte Teofan, mitropolit al Moldovei și Bucovinei, acesta a vorbit despre arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, pe care l-a cunoscut încă din perioada în care a fost elev al seminarului nemțean. Preasfințitul Calinic Argeșanu a scris o operă complexă. Nu doar scrieri teologice, nu doar scrieri de istoria Bisericii Ortodoxe Române, a scris o operă literară consistentă, monografică. Toată vremea și are vremea este un model de carte de memorialistică care adună date despre om, dar și despre istorie, despre un loc, dar și despre România în integralitatea ei. O să zic, e o minune să fii într-o școală ca aceasta, e o minune să fii într-o școală bună, e o minune, să ai niște profesori buni, e o minune, să stai în oxigenul ăsta aici, o zonă acesta extraordinar, e o minune și am făcut să mă aici amândoi fila, nu sunt doi fila niciodată la carte. De îndată ce pun mâna pe carte, ca flămându din poveste, îmi încep înfulecarea fără cruțare, mai ales că toamna vieții se arată și ce zice aici, stărui la disperare să-mi împlinesc lipsurile cărturărești. Tot ce mi-a căzut în mână, absolut, biblioteca de la Cracov, vă spun treaba asta, că nu mă laud cu asta. Un an întreg am rezervat pentru citit, un an întreg, am citit tot. Acolo, cât era la Cracov? Erau niște rafturi acolo, vai de capul lor amărâte, n-a rămas nicio carte necitită. Cartea a fost lansată și în sala de festivități a Colegiului Național Ștefan cel Mare din Târgu Neamț. În acest loc, ierarhul a avut bucuria să se întâlnească cu profesoara Mariana Vodă, pe care a avut-o dascăl de limba și literatura română în perioada cât a fost elev la școlile din Cracăul Negru și Bălțătești. În semn de recunoștință pentru activitatea desfășurată cu multă dăruire la catedră, chiriarhul i-a oferit medalia creștin-ortodoxă Sfânta Muceniță Filoftea. Am avut șansa de a preda pe la Cracăul Negru, cum s-a spus, și pe la Bălțătești, unde am avut de-a face cu copii frumoși, sănătoși, zglobii, dintre care cel mai zghiuit
era și cel căruia Dumnezeu îi dăruise o minte ageră, o minte pătrunzătoare, îi dăruise puterea de a prelua credința din moș strămoș și a de a o duce mai departe și a o împărtăși și celorlalți, așa cum am făcut toată viața. Ultima lansare s-a făcut la școala gimnazială din comuna nemțeană Bălțătești, unde înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Calinic a studiat 3 ani înainte de a intra la seminarul de la Neamț. Manifestare culturală de excepție la Suceava. Într-o perioadă în care climatul internațional este șubred, în care situația socială a românilor nu stă pe roze, Festivalul Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec a adus bucurie și a atras foarte multă lume, un public educat, cu apetit pentru spectacole de teatru bine jucate. Nimic nu poate fi mai îmbucurător pentru un artist decât aprecierea publicului și cuantificarea acesteia în aplauze. Spectacolul Proștii sub clar de lună al Teatrului din Pitești, în regia lui Felix Alexa, cu Adrian Titieni în rol principal, a fost jucat cu săli pline. Ce v-a plăcut mai mult? Există o asemănare între realitate și ce ați văzut acum? Da, cred că da. Cam da. Din păcate, și da. N-am făcut și decorile și pentru că actorii sunt foarte dinamici. Despre festival în general, ce puteți spune? Despre festival mi se pare de la an mai bun, cu piese mai variate. Credem că și oferta de teatre din țară a crescut foarte mult și selecția se face probabil dintr-un număr mai mare de spectacole. Ne-au plăcut foarte mult voluntarii, ne-a plăcut foarte mult premiera din prima seară a Teatrului Matei Vișniec. A fost realmente un spectacol deosebit. Atmosfera... Ca și în seara asta de altfel. Ca și în seara de altfel. Faptul că sunt vârste variate în sală, spectacole de calitate pentru un public educat, așa am putea rezuma ediția din acest an a Festivalului Internațional Zilele Teatrului Matei Vișniec de la Suceava. Organizarea unui astfel de eveniment presupune un efort apreciabil în care sunt implicați de la autorității locale și organizatori la oameni de specialitate, totul spre mulțumirea publicului. Nu este ușor, așa este, componenta financiară este foarte importantă. Am calculat, cred că de 1000 de ori, am socotit, am adunat, dar până la urmă am reușit să facem acest festival și suntem mulțumiți pentru că publicul și la această oră târzie, cum ați văzut și dumneavoastră, a fost prezent în sală și s-au bucurat de toate spectacolele care eu spun că au fost minunate. Și vreau să mulțumesc tuturor celor care au ales să vină la Suceava, teatrelor din țară care au venit aici și au jucat pe scena Teatrului Matei Vișniec Suceava. Această piesă, în primul rând, a lui Teodor Manzilu, are o actualitate extraordinară, Proștii sub clar de lună, cu o rezonanță satirică absolut proaspătă și actuală. De altfel, publicul a gustat această permanența satirei, această continuitate, aș spune, pentru că întrebările par să fie aceleași, ca și în anii comunismului. Ce facem noi cu propria noastră onestitate? Cât ne prețuim pe noi înșine în raport cu criterii de onestitate, de cinste? Am observat cu foarte mare plăcere râsul inteligent al publicului, dar și tristețea că lucrurile nu se schimbă chiar așa de ușor. Felix Alexa este un regizor pe care îl cunosc de ani de zile, care a lucrat și pe textele mele, a mai fost aici cu alte spectacole. Cred că a țintit exact unde trebuie într-o actualitate a unui text care e scris acum multe decenii și care ajunge la public. Vadă că aplauzele au fost îndelungi și intense la sfârșit și știu oamenii de ce aplaudă. Publicul a umplut sălile până la refuz și a gustat din plin aceste producții.
A fost multă emoție în sala de sport a Colegiului Național din Nicu Golescu din Câmpul Lung. La finalizarea acestui ciclu de învățământ a fost organizat un meci de retragere pentru sportivii care au evoluat în echipele de basket ale Colegiului Câmpul Lungean. Colegiul Național din Nicu Golescu din Câmpul Lung sărbătorește în aceste zile împlinirea a 130 de ani de existență. Totodată, o nouă generație de absolvenți se desparte de această instituție de învățământ, luându-și zborul spre desăvârșirea studiilor în alte locuri. Din această generație au făcut parte și tineri care au excelat atât la învățătură cât și în sport, iar acum, în prag de despărțire, sportivilor care au reprezentat Colegiul Național din Nicu Golescu în competițiile de basket, le-a fost organizat un meci de retragere. În sala de sport a colegiului a fost o atmosferă de sărbătoare, iar profesorul Iulian Nicolaescu le-a înmânat celor care încheie acest ciclu de studii din partea colegiului diplome de excelență în sport. Pentru promoția 2024 am ținut în mod special să avem o festivitate și pentru componenții echipelor de basket și de asemenea în aplauzele voastre invit două fete care au performat la Dinicu Golescu, Alesia Bălăceanu și Briana Iaru. O promoție deosebită atât prin comportament cât și prin rezultate. În aplauzele voastre, Ioan Pleșcan, Adi, Adrian Pastea, Ștefan Caplan, Remus Robu, Vlad Schiau și, bineînțeles, Raul Dumitrescu! O diplomă de absolvire și în domeniul basketului. Și încep cu Vlad Schiau. Mentorul acestor sportivi, profesorul Iulian Nicolaescu, a apreciat evoluția sportivilor care s-au retras acum din echipa Colegiului Câmpul Lungean, dar este convins că și generațiile următoare vor duce mai departe ștafeta predată de absolvenții din acest an. Astăzi la Colegiul Național din Nicu Golescu se sărbătoresc zilele școlii, 130 de ani de Dinicu Golescu, 130 de ani de excelență în partea didactică, cu rezultate extrem de frumoase și cu generații superbe. La fel de superbă este și generația 2024 și nu puteam să nu sărbătorim zilele școlii fără o activitate sportivă. Astăzi avem meciul de retragere, cum se spune, al acestei promoții deosebite. Atât fetele cât și băieții au performat și au reprezentat colegiul și municipiul nostru la competițiile sportive la cel mai înalt nivel. Nu pot să nu vă întreb ce vine din urmă
se ridică la nivelul lor? Ne străduim și sunt convins că rezultatele foarte bune pe care le-am obținut până acum vor fi în continuare duse mai departe și de generațiile care vor veni. Emoții, bucurie și regrete, așa s-ar putea caracteriza acest moment de încheiere al unui ciclu de învățământ, după cum și în plan sportiv. Dar cum un sfârșit e un alt început, este foarte probabil ca despre unii dintre acești tineri să mai vorbim cu mândrie peste ani, dacă vor continua să evolueze și în plan sportiv. Karatiștii mușteleni de la campionile rești s-au întors din Slovenia încărcați de medalii. Delegația condusă de sensei Raluca Enache a obținut peste 40 de medalii, multe dintre acestea fiind de aur. La recentele întreceri din cadrul campionatului european de karate Fudokan, desfășurate la Terme Olimia, în Slovenia, sportivii de la clubul Campionile Rești au reușit performanțe de excepție. Succesele sportivilor mușceleni sunt cu atât mai prețioase, cu cât vin într-o competiție la care s-au aliniat la start peste 1200 de sportivi din 22 de țări. La cele două ramuri, karate tradițional și karate modern, alături de sensei Raluca Enache, ale cărei rezultate erau previzibile, în această competiție s-au remarcat Matei Bulugea și Erica Popescu, ambii având 13 ani, Anastasia Coșocaru, 14 ani și Amira Mățăoanu, 15 ani. La forță de loc! Position. Nu poți fi atent acum. A 12. Hai, Ricuța, apără-te bine. O mențiune aparte se cuvine pentru cei mai tineri sportivi care au cucerit medalii la această întrecere de nivel european. Eva Enache la doar 5 ani, Vladimir Enache 7 ani și Rareș Babuciu 9 ani, fiind printre cei mai tineri sportivi care au reprezentat cu mândrie Mușcelul și România în competiții internaționale, revenind acasă în posesia unor medalii ce vor reprezenta temelia carierei lor în sport. Mâine în județul Argeș temperaturile vor varia între 17 și 25 de grade Celsius, însă în cea mai mare parte cerul va fi acoperit de nori și va ploua. În partea de nord, la Rucăr și Nucșoara, termometrele vor arăta până la 17 grade, iar la Mușătești vor fi chiar 20 de grade. La Coșești și la Vlădești, temperaturile cresc până la 22 de grade Celsius, însă aici se vor aduna norii și va ploua. La fel și la Câmpul Lung, vremea va fi închisă, va ploua și vor fi cel mult 20 de grade Celsius. În sudul județului, de asemenea, este posibil să plouă, iar termometrele vor indica temperaturi ce vor varia între 23 și 25 de grade. Și la Pitești vom avea parte de ploi și de doar 23 de grade.
Și în Dâmbovița temperaturile vor fi destul de mari, vor ajunge până la 25 de grade, însă în cea mai mare parte va ploua. În partea de nord, la Bărbulețu, Râul Alb și Malucu Florii va ploua, iar termometrele vor înregistra temperaturi cuprinse între 18 și 20 de grade. La Voinești însă vor fi 22 de grade. Și în sudul județului sunt anunțate ploi, iar temperaturile vor ajunge până la 25 de grade. La Mătăsaru, termometrele vor indica 23 de grade, 24 vor fi la Petrești, iar la Vișina și Corbi Mari, cel mult 25. La Târgoviște, cerul va fi variabil și vor fi 23 de grade. La noapte, cerul va fi mai mult noros și vor fi înregistrate între 8-9 grade Celsius. Mâine, la Câmpul Lung, termometrele vor arăta până la 20 de grade, însă peste zi se vor aduna norii și este posibil să plouă. Ziua de joi, de asemenea, este una cu vreme instabilă. Este posibil să plouă, iar termometrele vor arăta 19 grade. Vineri vom avea parte de vreme ceva mai frumoasă. Cerul va fi variabil și vor fi 21 de grade. Pentru moment, acestea sunt informațiile. Mâine seară ne revedem cu alte date. Doamnelor, domnilor, grupajul informativ se încheie aici. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în continuare o seară excelentă. Pe mâine!